Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată absolvenții ai unor instituții de învățământ primesc lunar pentru o perioadă de 12 luni sume cuprinse între 500 și 750 de lei, asta pentru fiecare absolvent. Astfel, pentru absolvenții ciclului inferior al liceului sau ai școlilor de arte și meserii, angajatorii vor primi 500 de lei. Pentru absolvenții de învățământul secundar superior sau învățământul post-liceal, aceștia vor primi 600 de lei, iar pentru absolvenții de învățământ superior, angajatorii vor beneficia de 750 de lei lunar. De asemenea, angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată absolvenții din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar pentru fiecare absolvent sumele prevăzute mai sus pentru 18 luni. De aceste stimulente financiare beneficiază angajatorii care încadrează absolvenți care, la data absolvirii studiilor, nu aveau raporturi de muncă sau de serviciu, precum și cei care încadrează absolvenți de studii superioare care nu au promovat examenul de licență. În acest scop, angajatorii trebuie să încheie o convenție cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor. Pentru a beneficia de acești bani, angajatorii sunt obligați să mențină raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenților încadrați în condițiile de mai sus pentru cel puțin 18 luni. În această perioadă, absolvenții pot urma o formă de pregătire profesională organizată de către angajator în condițiile legii, ale căror costuri pot fi suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Trebuie precizată de asemenea că angajatorii care mențin raporturile de muncă sau de serviciu și după cele 18 luni primesc pentru fiecare an de continuare a acestor relații un ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuțiilor sociale datorate pentru aceste persoane și virate conform legii. Angajatorii care vor să obțină informații suplimentare pentru aceste facilități se pot adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj.